Lecția a șaptea de la bazele analizei matematice, integrală de X la X la 3 plus 1. A la 3 plus B la 3 din A plus B. 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 Ăsta e fapt. Minus A pătrat B pe cel cu sens normal plus A în B pătrat. Ce? A în B pătrat plus B la 3. A în B pătrat împărțit la A la B. Ne dăm B pătrat. Și lucrăm. Plus B pătrat. Însă tot ăsta ia B pătrat și pe B pătrat plus B la 3 plus B la 3. Deci ăsta, 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 plus ăsta. Deci. Deci să știm și forma de cap respectat. Domnule. Sau mulțime. Deci, dacă nu știm mulțime, ne fac cu B. Dacă nu am văzut A, B, 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 B. Și nu asta știu, formă nu interesează demonstrații. Dar și dacă voi ce face? Și din punct de vedere, A, B, 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 plus A pătrat B minus A B pătrat plus B la 3. A B pătrat. Deci A pătrat B cu A pătrat B A B pătrat la 1. Adică A la 3 plus B la 3. Deci nu facem ca să ieșim din dilema. Deci rezultă că X la 3 plus 1 egal. X pătrat minus X plus 1. Ca formă. X pătrat minus X plus 1 egal cu 0. X pătrat minus X plus 1 egal cu 1 minus 4 și 4 minus 8. Ne oprim. Acum, fracția copilului face fracție simplă. 1 plus 1. X plus 1 plus 1 plus 1. Se înlănțuie. Deci, împărțirea din clasa a șasea se folosește aici, în analiză. La formă de cap descutată. Deci, toate sunt în relație. Thank you.
de orice valoare, în valoarea lui. Ce? În B? În B. În niți în loc cu omul, că nu am văzut de orice magia. Unii mi-au caut, pentru trei, dar nu am văzut de orice magia. Plus, că B-ul nu am văzut. B-ul nu, cu ce? Voi scutea trei. Am găsit unul cu somn. Că este la un. Deci, un e la un. Care varianță se dorește, care nu contează. Deci, 1 supra 3 plus 1 minus 1 supra 3
De X plus un fac de DT. Ăsta e 2 și ăsta este 3. Se trece în A. Deci e 2 și 3. Se rezolvă pe bucăți și apoi se asamblează. Thank you.
și 18 frumoși. Care sunt dat? Restul mai n-ai ce să faci. Pașii respectiv trebuie scurmați. Fracția simplă, desfacem fracții simple, fracția compusă desfacem fracții simple, se integra în fiecare. Apoi trebuie să ajung la formule pe care le știm. Cum? Procedee matematică. Adunăm, scădem, facem, dar sub formă care le știm. Logaritmul, e la x, a la x, sinus, cosinus, toate care le bineînțeles, cu diferențiale. N-ai cum să faci integrale fără diferențiale.